micuțe. Le vezi doar prin microscop și sunt foarte drăguțe. Simpatice, minuscule, așa-s pixichida. Ai grijă, nu le da de gol, de le-ntâlnești cumva. Ai grijă, nu le da de gol, de le-ntâlnești cumva. Ai grijă, nu le da de gol, de le-ntâlnești cumva. Parașuta. Pasează, Ghi! Eu mă numesc Frig. Credeți că vă pot diferenția? De acord. Nonic, întârziem! Vai, avem un curs despre parașutism. Voi știți că eu și Ghi suntem cei mai buni fixichii parașutiști? Ha, nu cred asta! Vă învățăm și pe voi să săriți. Nu avem timp. Vom sări doar o dată. În schimb, veți fi pregătiți la școală. Simca, hai să stăm câteva minute. Sunt foarte curios. Și știți totul despre parașute? Da. Parașuta este asemenea unei umbrele. Când este închisă, încape în rucsacul din spate. În aer liber se deschide datorită unui mecanism special. Materialul solid se desface imediat ca o cupolă. Aerul îl împiedică din a coborî rapid. Asta însemnând că și un om mare nu ar trebui să se teamă de căzătură. În orice caz, parașutismul sportiv este foarte periculos. Necesită pregătire, abilități și echipament special. Hei, îmbrăcați asta! Răspundem de calitate? Scotem rucsacul fixichii? Simca, nu va dispărea nicăieri. Bine, o singură dată. Cel mai important e să tragi la timp de acest inel. Deci, să mergem! Ce tare! E doar începutul! Cum a fost? Mai bine decât la școală? Oh, am întârziat! Să fugim! Acum unde vă grăbiți? Imediat va fi cel mai interesant! Oh, arată groaznic! Groaznic de bine! Ați înnebunit! O să ne zdrobim! Da! Bine, până aici a fost! Nonic, să mergem! Dar cum am urcat aici? Oh, rucsacul fixichii? Hei, săriți! Veniți cu rucsacul fixichii! Se va deschide! Sari! Nu despre asta e vorba! Ia, aleg modalitatea asta de a sări? Aha! Tare! Rucsacul fixichii! Aici! Aici? Nu! Nu mai urc o dată! Ei nu înțeleg nimic! Rucsacul fixichii! Trage-te, inel! S-a blocat! Vai de mine! Cel de rezervă! Foarte tare! Tare? Din cauza voastră, dacă pe ce să ne facem praf? Vai! Chioliți de la școală! Bunicule, noi doar... Da! Original! Cine a făcut-o? Bună ziua! Bună! Este parașuta noastră! Ei sunt prietenii noștri, Frig și Geek. Doar că invers! Gemeni! Minunat! La ce școală v-au învățat asta? Noi învățăm acasă! Aha! Nu doar la școală se pot învăța lucruri noi. Mulți copii de om învață de acasă. Și fixichii la fel. Există avantaje și dezavantaje. În clasă, spre exemplu, sunt mulți elevi și pot scăpa neascultat. Însă acasă, când înveți unul la unul, trebuie mereu să fii pregătit foarte bine. Cum rămâne cu colegii, mă întrebați? Împreună ne simțim mai bine.
Când eram elev, îmi plăcea să mă ascund de tot și să rezolv un exercițiu mai complicat. Da, dar de fapt nu contează dacă înveți acasă sau la școală. Cel mai important este să fii atent și să studiezi cu interes. Poți învăța o mulțime de lucruri pe care nu le știai. Ai înțeles? Să vedem. Vreți să învățați la mine în clasă? Am nevoie de așa elevi. Ne dați și rucsacul Fixiki? Desigur, după examen. Dar fixibord-uri? Cu siguranță. Hamul de siguranță. Hei, Nolik, vrei să o speriem pe Elisa? Fii sigur! Atunci să mergem! Hei, Nolik, unde te duci? Ai uitat de cățărări? Am avut o înțelegere. Ne-ai rugat să te învățăm și pe tine. Oh, Fire, îmi cer scuze. Gemenii mă cheamă cu ei. Și eu te-am chemat cu mine. Ei au fost primii. Vrei să mergi cu noi? Nici gând. Fire, te-ai supărat pe mine? Du-te, du-te. S-a plictisit să te aștepte. Bun, prieten. M-a lăsat baltă pentru alți copii. Dar stai că vezi tu. O să implor să te joci din nou cu mine. Bine. Trage-te în sus. Echipamentul ăsta de protecție mă încurcă. Uite unde s-a cățărat Fire. Și fără nicio frânghie. E mai confortabil fără frânghia de siguranță. Dar nu ai vrea să cazi fără să o ai. Alpiniștii și cei care se cațără pe roci poartă niște curele speciale. De bucle e prins un cârlig cu închizătoare care se numește carabinieră. Acesta leagă persoana de o frânghie de siguranță, prevenind o posibilă cădere periculoasă. Și de-aia e echipament de protecție. Apropo, acestea nu se folosesc doar la cățările pe munte. Îl folosesc și cei care spală geamurile zgrienorilor și acrobații la circ. Dacă mă gândesc bine, și centura de siguranță din mașină este un echipament de protecție. Foarte bine, Nolik. Stai să vezi ce urmează. Haide, haide, Nolik. Încă puțin. Haide, Nolik, haide, Nolik. Poți, încă o dată. Priviți aici! Noi ne-am cățărat doar pe un munte, dar Fire s-a cățărat pe 10. Eu și cel mai bun prieten al meu, Digit? Atunci eu ce sunt? Păi, stai puțin. Cred că cineva se pricepe la tăiat și lipit. Vezi? Digit e dintr-o altă poză. Uite, aici se și vede laboratorul. Așa că prietenul tău cel mai bun nu s-a cățărat pe nimic. Vreți să spuneți, dar de ce a făcut toate astea? Hei, Nolik, nu te plictisești acolo? Cum ar putea alpiniștii să se compare cu mine? Aha, mie și cel mai bine dintre toți. Ce spui? Munții tăi nu sunt adevărați. Ce te face să spui asta? Nici măcar n-ai un echipament. Nu am nevoie de unul. Hei, oprește-te! O să cazi! Spre deosebire de tine, mie nu mi-e frică de nimic. Repede, la laborator! Cade fără frânghia de siguranță! Lasă-l să se descurce singur! Ajutați-mă! Fire, rezistă! Te salvăm noi! Înainte de a se cățăra pe un munte adevărat,
începătorii ar trebui să se antreneze pe un perete de escaladă cu un instructor. Chiar dacă muntele de acolo e artificial, totuși este important să urmați regulile. Vi se permite să vă cățărați doar după ce instructorul verifică dacă echipamentul de protecție e purtat corect și dacă este închis bine pentru siguranță. Cea mai bună ținută este îmbrăcămintea de sport. În picioare ar trebui să purtați încălțăminte specială cu talpă antiderapantă. Cât timp vă așteptați rândul, stați departe de perete sau un alt cățărător ar putea să cadă peste voi. Și fără selfie-uri la înălțime. Nu e înfricoșător să cazi atunci când ai frânghia de protecție, dar e mult mai interesant să ajungi până în vârf. Ai fi putut să mori! De parcă i-ar păsa cuiva. Toți ne-am făcut griji. Serios? Nolik, ești cel mai bun prieten al meu. Aha, nu-i spune asta și lui Digit. Apropo, asta e o înălțime bună. Ne cățărăm, dar de data asta respectăm regulile.